Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Picătura Verde, emisiune în care vorbim despre sănătate picătură cu picătură. Invitatul meu de astăzi este medicul Monica Spânu. Bine te-am găsit, Monica! Bine v-am regăsit și eu! Și povestim astăzi despre sănătatea oaselor. Cât de importantă este sănătatea oaselor? Foarte importantă. Și pentru a avea oase sănătoase de la început, vreau să spun că mișcarea este cu majuscule atât de importantă. Dacă nu avem o structură osoasă care să ne permită să facem mișcare, pot să apară alte probleme de sănătate. Da, și înseamnă că trebuie să îmbunătățim această structură osoasă, să nu o lăsăm să se degradeze în continuare și încă o dată pentru asta avem nevoie de mișcare. Ni se recomandă să facem minimum 30 de minute de mișcare în fiecare zi. Sunt suficiente? Este decent. Dacă am face măcar atât, ar fi în regulă. Dar mișcare nu înseamnă că mergem pe stradă sau că stăm la birou sau că facem curățenie sau că gătim și ne mișcăm prin casă. Activitatea fizică susținută, ca să fie o mișcare eficientă pentru corp, presupune să faci un sport. O alergare ușoară, un ping-pong, tenis, un not, ceva care armonizează grupele musculare și articulațiile ca un tot unitar, îmi crește pulsul, îmi consumă din energie și în același timp îmi detoxifică organismul. Iată, deja am găsit câteva beneficii ale mișcării. Detoxifierea organismului este benefică în momentul mișcării. Îmi rearmonizează întreg corpul, participă la drenarea toxinelor, participă la asigurarea unui sistem osos osteoarticular sănătos și puternic. Deci, da, e foarte importantă mișcarea și trebuie minim 30 de minute de mișcare pe zi. Pentru a avea oase sănătoase, trebuie să începem să muncim, să depunem eforturi încă din copilărie. Există această vorbă și e foarte adevărată. Oasele sănătoase se cunosc din copilărie. Practic, de calitatea sistemului osos format în copilărie depinde calitatea oaselor și articulațiilor la adult și apoi la vârstnic. Dacă copilul nu și-a format un sistem osos sănătos, la 30-40 de ani pot să înceapă încet problemele care culminează cu osteoporoză, care culminează cu fracturi și cu alte asemenea probleme. Deci copilul are nevoie de mișcare, copilul are nevoie de vitamine, are nevoie de minerale pentru a avea o structură osoasă puternică. Așa imaginați-vă, osul permanent de-a lungul vieții trece printr-un proces de remodelare, absorpție, resorpție la nivelul osului, practic distrugere și refacere, putem să-i spunem așa. În perioada de copilărie și adolescență predomină absorpția substanțelor nutritive, de aceea este important să-i le dăm copilului și formarea structurii osoase. La adult este o perioadă de platou în care osul este format corect și nu avem probleme cu el. După 40-50 de ani, menopauza, andropauza, aceste ambele stări fiziologice la femei și bărbați, își pun amprenta asupra sistemului osos care încet începe să se degradeze. Resorpția predomină, adică distrucția osoasă, osul se subțiază, se rarefiază și dacă nu am grijă oarecum permanent, atunci se instalează problemele. Osteoporoza, care nu doare, dar care în timp, nu doare la început, dar care în timp generează durere, generează poziții invalidante, scăderea capacității de muncă, fracturi osoase, osteoarticulare, deci probleme cu răsunet foarte grav în viața noastră de zi cu zi. Dacă ne întoarcem puțin la copilărie, țin minte că ni se spunea că trebuie să mâncăm brânză și lapte pentru a fixa calciul în organism. Cum se realizează, de fapt, fixarea calciului? Fixarea calciului trebuie să fie corectă. Asta este, de fapt, problema. Și pentru a se fixa corect la nivelul osului, noi avem nevoie de anumite vitamine, care sunt practic foarte importante și fără de care calciul sau nu se fixează cum trebuie la nivelul osului și apar la anumite vârste osteofitele sau ciocurile, sau calciul odată ajuns în organism nu se duce la os, ci se duce în altă parte, de exemplu în artere și apare ateroscleroza. Deci, luăm calciul din anumite surse, calciul se ingeră, îl ingerăm, ajunge în organism și ca să-l fixăm la nivelul osului avem nevoie de două vitamine, vitamina K2 și vitamina D3. În lipsa acestora apare exact ce v-am spus mai înainte, ceea ce se numește paradoxul calciului. Iau o cantitate mică de calciu, am oase friabile.
iau o cantitate mai mare de calciu, acesta se depune incorrect sau în locuri unde nu este cazul. Deci, vitamina K2 și vitamina D3 sunt două vitamine care nu trebuie să lipsească nici din alimentația copilului, nici din cea a adultului și vârstnicului. Dar deoarece din alimentație se obține mai greu, vitamina K2 din plante cu frunză verde, mai ales din plante verzi, plante cu frunze, vitamina D3 știți că se formează sub acțiunea soarelui, dar nu mai stăm suficient la soare și este problematică și de aceea în acest caz sunt foarte recomandate suplimentele naturale. Despre ce tip de suplimente vorbim? Un produs revoluționar în ceea ce privește sănătatea oaselor este produsul numit MENA Q7, vitamina K2 naturală. Este o combinație de cele două vitamine. Vă spun două vorbe despre ele. Vitamina K e cunoscută ca o vitamină ce intervine în procesul de coagulare. La nivelul osului avem nevoie de vitamina K2. Aceasta asigură o structură osoasă puternică și trainică și intervine fundamental în metabolismul calciului. Vitamina K2 mă ajută să fixez calciul la nivelul osului, iar vitamina D3 mă ajută să absorb calciul în organism. Combinația dintre ele este foarte importantă pentru a asigura oase sănătoase și la copil, și la adult, și la vârstnic. La copil este foarte importantă în perioadele de creștere, se și administrează după 10-12 ani, dar în pusele acelea când copilul se lungește, nu mai sunt bune hainele, începe să aibă dureri osoase de creștere, atunci este vital să administrăm cure de 3 luni, o tabletă pe zi, dacă este nevoie se pot repeta. După aceea, la vârstnic, când deja încep durerile osoase, când deja sunt probleme, este vital să administrăm 3, 6, chiar 9 luni pe an un nou tratament de durată pentru a prelungi pe cât se poate activitatea fizică și sănătatea osului. Și pauza aceea de 3 luni ar fi indicat să o facem vara când totuși ne expunem la soare? Exact, exact. Pe lângă vitamina K2 naturală, e bine să asociem de multe ori și gemoterapice, extractele gemoterapice ajutând organismul în structura și în funcția lui, inclusiv la nivel osteoarticular. La copil, de exemplu, extracte gemoterapice despre care am mai vorbit și care acționează pe multiple planuri, ar fi extractul din muguri de brad. Despre brad am mai vorbit la imunitate, ajută la anemie, dar ajută copilul să aibă o osatură și o dentiție sănătoasă. Bradul împreună cu extractul din mlădițe de măceș și cu extractul din muguri de mestiacăn, toate trei împreună, alături de MENA Q7, vitamina K2 naturală, ajută odată copilul să crească sănătos și dacă deja are probleme la nivel osos, osteoarticular, îl ajută să își revină. Această combinație, brad, măceș, mestiacăn și vitamina K2 naturală, MENA Q7, se iau 3 luni în continuu pentru a avea un efect de durată. Haideți să detaliem puțin despre efectele miraculoase ale gemoterapicului din brad. Sunt foarte mulți părinți care se plâng de problemele legate de dentiția copiilor. Ajută? Da. Gemoterapicele luate separat, bradul, măceșul și mestiacăn, se pot administra practic de la vârsta de un an. Probleme osoase, osteoarticulare pot să apară de la bebeluș, de la copilul mic. De aceea este foarte important să fie identificate și foarte important să fie tratate. Și acolo tratamentul este mai de durată. Dacă îi dau brad, copilul crește înalt ca bradul. Dacă îi dau măceș, se va consolida rezultatul, va avea și o imunitate puternică și mesteacănul de asemenea, prin drenarea și întreținerea organismului, va completa acțiunea celorlalte. Și putem da brad dimineață, măceș la prânz, mesteacăn seară, încă o dată în cure de 2-3 luni de zile. Dacă pentru copii am venit cu 3 produse minunate și ne-am asigurat o creștere frumoasă, cum putem ajuta pe vârstnici? Aici sunt două extracte gemoterapice foarte importante și pe care le recomand călduros să nu lipsească după o anumită vârstă, care și din denumirea lor se vede că se folosesc deja de la o anumită vârstă pentru a avea o bătrânețe viguroasă, de ce nu? Este extractul din mlădițe de sequoia, un copac înalt și rezistent și exact aceeași rezistență și vitalitate o aduce și în organismul pacientului și extractul din mlădițe de mur. Ambele sunt practic gemoterapice anti-aging, care sporesc rezistența fizică și psihică a organismului și le-aș indica de la 40-50 de ani în sus, cure de 2-3 luni pe an, obligatoriu la orice persoană cu sau fără probleme osteoarticulare.
Le-am dat gemoterapice copiilor, le-am dat și vârstnicilor. Adulții au nevoie de gemoterapice pentru susținerea oaselor. Bineînțeles, și dacă folosim MenaQ7, vitamina K2 naturală, întotdeauna e indicat să o asociem cu un gemoterapic sau mai multe. La adult, de bază, este extractul din mugur de șneapăn, dacă am probleme osteoarticulare. La adult pot să folosesc cu succes și bradul, pe care l-am dat copiilor. Există vița de vie, mugur de viță de vie sau mlădițe de viță de vie sălbatică, cu acțiuni excepționale pe tot ce înseamnă patologie osteoarticulară. Iar la femei în premenopauză și menopauză cu probleme osteoarticulare, asociem și extractul din mlădițe de zmeur pentru o reglare endocrină. Vorbim frecvent despre premenopauză și menopauză. Este indicat să începem la o vârstă anume? Tratamentul pentru susținerea sănătății osteoarticulare e diferit. Fac profilaxie după 40-45 de ani, dacă nu am avut nimic până atunci, dacă am o alimentație sănătoasă și dacă persoana se apropie clar de clinul vieții sexuale, de menopauză sau de andropauză. Atunci este indicat ca profilaxie 3 luni pe an și atât. Dar dacă o persoană deja are probleme, atunci pot să încep mai repede și chiar este indicat să încep mai repede. Rahitism în copilărie înseamnă că fac osteopenie sau osteoporoză mai repede. Dacă am avut deja câteva fracturi, înseamnă că osul nu are o structură rezistentă și are puncte de minimă rezistență și nu doresc să fac fractură mai departe. Dacă am probleme digestive și asta înseamnă că nu asimilez calciu, iarăși în timp osul va suferi. Și atunci curativ, de asemenea 3-6 luni pe an, dar în fiecare an. Repetat. Repetat. Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații. Cu mult drag, multă sănătate! Iar cu dumneavoastră să ne revedem cu bine!